Acum, haideți să ne aprofundăm și să ne um, îndreptăm atenția asupra Cuvântului Lui Dumnezeu. Cum vi se pare textul pe care l-am citit? Taf, așa e, Aspru. M-am gândit acum, pentru că ne așteaptă trei zile de poșii de rugăciune, m-am gândit, oare, ce ne-ar spune Domnul Nouă? Dacă l-ar trimite pe profetul Isaia în această dimineață să ne spună ceva ce ne-ar spune. Pentru că Dumnezeu l-a trimis pe profetul Isaia, poporului lui Israel, care era un popor credincios, un popor care avea pe Domnul nu. și uitați ce spune. Strigă în gura mare, nu te opri, Vesetul 1. În ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiurile lui, case lui Iacov, păcatele ei, și apoi continuă mai departe, dar tot textul pe care l-am citit, de fapt, se învârte în jurul acestui concept al postului. Pentru că poporul lui Israel la un moment dat se întreabă, dar la ce ne folosește nouă să postim? What's up with this fasting thing? Și noi în secolul 21, oarecum în subconștient creștinul modern îl deranjează ideea postului. De ce să postim? Poate că ne și deranjează, ne e frică de post. Știți care sunt unele mis, uh, niște concepții greșite, misconceptions, pentru că imediat când vorbim de post, asociem postul cu călugării, cu oamenii aceia care stau izolați undeva într-o uh, în, într mănăstire și toată ziua numai se roagă și postesc, sau îl asociem cu un extremism religios sau ba chiar cu farisei, nu? Și spunem că numai legaliștii postesc. E adevărat, Domnul Iisus Hristos când vorbește despre farisei, spune în Matei 6 cu 16, voi când postiți, nu spune voi să nu mai postiți, voi când postiți, nu spune nici dacă postiți, spune voi când postiți. Cu alte cuvinte, dacă farisei n-au postit în modul cum trebuia să postească, nu înseamnă că Domnul Iisus Hristos a desfințat postul, nu? De asta câteodată ne ferim de post. Sau, haideți să recunoaștem, ne place mâncarea, nu ne place să mâncăm și credem că o să murim dacă nu mâncăm o zi întreagă, nu? Uh, mai ales în această soci societate unde se pune accentul așa de mult pe mâncare. Care este definiția postului? What's the definition of fasting? Este abstinența voluntară, adică voită a creștinului, de la mâncare sau de la mâncare și apă, băutură, orice juice, nu? Pentru scopuri spirituale. Asta este oarecum o definiție scurtă a postului. Asta o să facem în următoarele trei zile. Postul a fost o disciplină spirituală în, Noul Testament, în Vechiul Testament și apoi în Noul Testament. Biserica primară a postit. Deci, iată de ce postim. Acum, haideți să ne uităm în textul acesta și am, intitulat titlul predicii, am pus titlul predicii mele Postul povară sau privilegiu? Este postul o povară pentru noi sau un privilegiu? Ce ne gândim acum când ne gândim că urmează postul? O să ne alegem fiecare câte o zi în care să postim, așa cum am făcut, dar este o povară? Te gândești cu așa, te ți e frică? Sau zici, oh, ce bine că o să avem post la biserică? Sau l-am numit eu, am aici notițele mele, nu l-am pus sus, ce este, când este postul o povară? Haideți, prima idee mare este când este postul o povară. Unul din băieții mei mi-a zis, tati, cum s-a întâmplat că tu acum, nu știu cât timp ai predicat, o predică în două puncte. Am zis, Ia, am pus două puncte, dar câte sub puncte au avut? Vreo 12, nu? Sau, so, când e postul o povară sau postul fără rost? Post fără rost. Noi românii înțelegem bine ideea asta, post fără rost. Poporul lui Israel spune, la ce ne folosește să postim N-are rost să postim, spune versetul 3. Dacă tu nu ți seama la lucrul acesta, la ce ne folosește să ne chinuim sufletul? Postul fără rost, și cu siguranță eu în dimineața aceasta nu o să ating totul despre post, dar am ales patru lucruri când postul este fără rost, când postul este o povară pentru noi. Știți când se întâmplă? În primul rând când avem o credință de formă, când avem o credință de formă, când credința noastră este formală. Îmi place expresia în limba engleză, when we are going through the motions. Și tinerii înțeleg foarte bine when you are going through the motions. Când vii la biserică, you clock in, you clock out. Când vii la biserică și, de fapt, uh, mintea ta nu este aici. Când vii la biserică doar pentru că așa trebuie să vii. Când vii la biserică și... Uh, ai venit pentru că te-a te forțat părinții și bine au făcut că te-au forțat, nu e nicio problemă. Că, yes, Amen. Că până la urmă Domnul tot îți vorbește. Nu? Dar uitați ce spune aici în versetul 2. În toate zilele mă întreabă, în toate zilele mă întreabă poporul acesta. Day and day, day by day, mă întreabă poporul acesta. That's going through the motions. Ca și un job, Nu? Nu numai duminica, poporul acesta îl căuta pe Dumnezeu, dar mergea numai așa through the motions. Ei vor să se apropie de mine, dar ei nu consideră că e important relația cu mine. Și de multe ori, dacă nu suntem atenți, cădem în această capcană, într-un tradiționalism care este golit de esență. Când vii la biserică să te întâlnești doar cu alții, nu e important să mergem la biserică sau nici nu mergem la biserică, de ce să mergem la biserică, nu? Părintele poate să spună o vin la biserică pentru că trebuie să dau un, un exemplu bun la copiii mei. Bine faci, nu nicio problemă, e bine, asta e primul pas. Dar dacă ai venit la biserică, be in church. Mintea ta să nu fie altundeva. undeva. Vii cu inima deschisă. Pentru că de fapt ceea ce Dumnezeu vrea este să avem o relație vie cu El, o relație autentică. Vedeți, Israelul era un popor religios care știa ce trebuie făcut, dar nu făcea. Și de asta spune uh, cuvântul lui Dumnezeu aici, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea. Voi pretindeți că înfăptuiți neprihănirea, dar de fapt spune Dumnezeu, nu, nu înfăptuiți. Ne credem neprihăniți, dar nu suntem. Și zice, ca un neam care n-ar fi părăsit legea Dumnezeului Său. Și vorbește Domnul aici... Voi credeți că țineți legea, de, de fapt nu o țineți. Și poate tradus pentru noi este, Biblia ta acasă unde este? Nu cumva este abandonată de mult în, pe un raft, on your shelves, and you never read it. Te mulțumești doar cu ceea ce auzi la biserică, nu? Post făcut din rutină fără conținut, credință formală. Și atunci, sigur că ți este o povară să postești. Al doilea lucru, ne este povară să postim atunci când, în loc să-i facem lui Dumnezeu pe plac, ne facem plăcerile noastre. Ne abținem de la mâncare, dar nu de la desfătare. Ca să nu folosesc un alt cuvânt, mai urât tot cu d. Nu mâncăm. Și astăzi postez. Are you really fasting? Faci ceea ce îi place lui Dumnezeu, pentru că uitați ce spune aici. Pentru că, zice Domnul, în ziua apostolului vostru, vă lăsați în voia pornirilor voastre. Cu alte cuvinte, Dumnezeu vede, măcar că poporul lui Israel spune, pentru ce să poștim că tu nu vezi? Nu, 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 Dumnezeu îi spune, văd, văd dincolo de sacul și cenușa pe care ți-o pui tu. Văd dincolo de fața moroconoasă și posomorotă care ți-o pui. Văd ce faci. Văd că în ziua apostolului, în loc să cauți să-mi placi mie, faci tot ceea ce vrei tu. În loc să te gândești la Dumnezeu, îți petrești timpul pe internet uitându-te la alte și alte lucruri, măcar de a citi un articol creștin sau predici, nu e nicio problemă. Dar degeaba postești și tu te uiți unde nu trebuie. De Degeaba postești și tu faci alte lucruri. Nu te gândești la Dumnezeu. Orice ca să-ți ia mintea de la Dumnezeu. De Degeaba postești și în ziua postului cauți plăcerile tale. Pentru că ziua postului trebuie să fie o zi în care ne lepădăm de noi înșine. Și nu numai ziua postului, ci fiecare zi. nu e așa? Timpul nostru îl acordăm lui Dumnezeu. Acum poate zici, frate, dar nu pot că sunt la lucru. E adevărat, dacă muncești, nu e nicio problemă, dar mintea ta poate să fie întotdeauna la cuvântul lui Dumnezeu. Nu-ți umple mintea cu alte lucruri. În loc să facem lui Dumnezeu pe plac, căutăm plăcerile noastre și Dumnezeu nu acceptă un asemenea post. Al treilea lucru. Când vrem să impresionăm pe Dumnezeu, dar opresăm pe cei din jurul nostru. Când vrem să-L impresionăm pe Dumnezeu. Vesetul 3 spune La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? Cu alte cuvinte. Doamne, uite de la mine, nu vezi că postez? Nu mă vezi? Și zice Domnul, pentru că, și prima deja am vorbit-o în ziua postului vostru, vă lăsați în voie pornirea voastre și al doilea și asupriți pe simbriașii voștri. Your laborers. Uuu, uh, îi asupraiești, le faci nedreptate la cei care lucrează pentru tine. Ce bine frate, eu nu am, eu n-am niciun business, eu nu, nu. Vă mai spuneam cu altă ocazie. Poate cineva a lucrat pentru tine, l-ai plătit pentru ce ți-a lucrat. L-ai plătit bine, l a plătit cât ți a cerut. Vedeți, noi câteodată, noi păstorii mai primim când un telefon, hei frate, cineva de la tine nu mi-a plătit, dar eu n-am fost acolo când s-a semnat contractul, ce a făcut? How do I know? Și poate vorbesc cu fratele care are business și zice, frate, clinșor, dar zice, mi-au lipsit nu știu câte ore de la lucru, cum să-l plătesc pentru orelele? alea? But that's another point, până la urmă. Până la urmă, ideea pentru noi este când postim, cum ne comportăm cu cei din jurul nostru. E vorba aici de muncă, este vorba și fratele Cipri vorbea despre să fim lumină la locul de muncă. Atunci când postești, cum te comporți? Și nu numai când postești, ca și creștin, cum te comporți cu cei de la locul tău de muncă? Cu cei cu care lucrezi? Ești tot timpul posomorât? Zice, lăsați-mă în pace, ca să-ți postez. Nu, Domnul Iisus Hristos spune tot în Matei 6 cu 17, ci tu când postești, ungeți capul și spalăți fața. E adevărat, în interiorul tău nu te simți bine, pentru că e o perioadă de smerenie, dar în afară trebuie să arăți oamenilor că tu ai bucuria lui Dumnezeu. Noi nu putem să-L manipulăm pe Dumnezeu și să-L inducem în eroare, pentru că relația noastră pe verticală va fi întotdeauna arătată în relația noastră pe orizontală. Degeaba vrem să avem relație pe verticală frumoasă cu Dumnezeu dacă în relația noastră cu oamenii rămânem repetenți. We fail, nu? Și apoi când este postul o povară? Numărul 4, când rugăciunea noastră este eclipsată de răutate. Când rugăciunea noastră este pusă în umbră de răutate. Versetul 4, foarte dur, foarte aspru. Iată postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați. Ca să bateți răutăcios cu pumnul, nu postiți cum cere ziua aceea ca să vi se audă strigătul sus. Postim și urmează trei zile de post. Dar nu ne lăsăm de ura pentru cei din jurul nostru. Avem conflicte în biserică de ani de zile care rămân nerezolvate. People who hold grudges. Și ne mergem înaintea noastră cu postul. Cum le reconciliem astea? O, știți cum rezolvăm noi problema? Nu mai citim textul ăla. Ca să nu ne audă Domnul și să nu ne vorbească Domnul. Dar Dumnezeu pune degetul pe rană. Să ai conflicte, să fii certat, să nu poți să vezi pe cineva bine și apoi să aștepți ca Domnul să-ți binecuvânteze atitudinea aceasta. Dumnezeu nu o să binecuvânteze atitudinea asta. Fii sigur, fii sigur. Și atunci spune cuvântul lui Dumnezeu, nu ni se mai aude glasul sus. Nu, ci jos. Se aude numai cearta, se aude numai vorbele, bârfa. Când nu găsești o vorbă bună pentru semenul două, pentru fratele două, pentru sora ta, ci numai vorbe rele. Vreau să spun ceva, dacă te vei uita la mine și vei căuta numai ce e rău la mine, o să găsești multe. Dacă vei căuta ceva bun, o să găsești. Nu așa de multe, dar găsești. Și la fel, dacă mă uit la tine, găsesc multe lucruri bune și găsesc multe lucruri rele. Dar vine Satana și ni le magnifică, vine Satana și îți dă o lupă aia lui. Deci, uite, uite, îl vezi, uite, asta nu știe, asta nu face, asta nu face. În loc să putem să vedem, din punct de vedere al lui Dumnezeu, să vedem ceea ce este bine. Pentru că de aia ne-a pus Domnul pe toți în biserică, suntem trupul lui Hristos. Și ce am eu bun o să te ajute pe tine și completează pentru ceea ce tu nu ai așa de bun. Și ce ai tu bun va compensa pentru ceea ce eu nu am așa de bun. Și de asta Domnul ne îndeamnă să lăsăm la o parte răutatea. să lăsăm la o parte răutatea și să nu ajungem să postim fără rost. Doamne, păzește-ne, păzește-ne de asemenea atitudini. Acum haideți să ne uităm la privilegiul postului, la rostul postului. Este punctul numărul 2, mare. Domnul ne spune cum trebuie să postim. Și aș vrea să punctez. Sunt multe, o să vă spun că sunt multe aici, dar nu stau mult pe ele. Și sunt practice. Practic citesc mai departe textul și punctez pe fiecare. Numărul 1. Pentru eliminarea răutății din inimă. Știți, până acum când citeam textul acesta, m-am gândit și credeam că înainte ca să postesc, eu trebuie să fac ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu aici. Zice, iată postul plăcut mie, dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Și m-am gândit că asta trebuie să fac înainte ca să postesc. Și într-adevăr e bine să facem înainte ca să postim, să dezlegăm lanțurile răutății și să dăm la o parte, dar de multe ori noi nu avem puterea să facem acest lucru. Și atunci Dumnezeu ne dă, ne pune la îndemână arma aceasta apostolului și spune uite, dacă tu când postești vei face și lucrul acesta, o să vezi cum poți să te debarasezi de lucrurile acestea. Și primul lucru este eliminarea răutății din inimă, pentru că aici lucrează Domnul, aici vrea să se uite Domnul în viața noastră. Și uitați ce spune, dezleagă lanțurile răutății. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Nu v-ați pomenit așa câteodată? Așa câteodată, eu m-am pomenit, vă spun. După ce ați zis ceva sau ați făcut ceva, în mintea voastră v-ați spus, nu vine să cred cât de rău am fost. Poate dumneavoastră nu v-ați pomenit, eu m-am pomenit, să știți. Man, ce rău sunt. Cum am putut să gândesc așa? Cum am putut să vorbesc așa? De unde vine? Ce mi-a ieșit pe gură? De unde vine? De unde vine? Din inimă, din inimă. Și m-am pomenit și te pomenești exact în situația Apostolului Pavel care spune în Romanii 7 cu 21. Găsesc deci în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Oh! Deci din omul acesta firesc, din omul vechi, de acolo vine răutatea. Fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? O ducem aici și câteodată nici măcar nu ne dăm seama. Răutatea îmi spune să lovesc înapoi. Dragă, se îmi spune să mă opresc. Vedeți, evreii vreau ca prin postul lor, prin sacul și cenușa lor, să își acoperă, de fapt, să-și acoperă păcatele din inimă. Și credeau că îl impresionează pe Dumnezeu și Dumnezeu vede dincolo de sacul și cenușă, Dumnezeu vede direct și îi spune, You got something. Dezleagă lanțurile răutății se mirau că Dumnezeu nu vede. Ironia însă este că postul nu acoperă păcatul din inimă, ci îl descoperă. Îți descoperă Dumnezeu în timp ce postești păcatul din inimă. Vreau să vă spun ceva care e o aplicație practică. Constructorii o știu cel mai bine, dar și noi ceilalți care ne-am făcut un pic de remodelare la casă. Vrei să-ți remodelezi casă? Zice, oh, aici nu mă dau un paint și ok. Și când deschizi peretele, când ai luat jos tailele, vezi acolo ceea ce n-ai crezut că este. Vezi un warlick, se prelinge apa, vezi o țeavă spartă, vezi poate o, un tub ai for care e mâncat de termite și ți-ai făcut o evaluare aia că te costă 1000 de dolari și you end up paying cât? Cel puțin două, nu? Așa se întâmplă și când postim. Dumnezeu ne revelează în inima noastră niște lucruri pe care noi n-am crezut că le avem acolo. Pentru că atunci Dumnezeu ne cercetează. Când este postul cu rost, atunci când îi cerem Domnului să ne elimine răutate din inimă în al doilea rând și aș vrea să mă opresc puțin aici, este pentru eliberarea de robia, dependenței de substanțe. Noi aici în America spunem addictions. Yes? O, la noi nu se este frate crinșor la România. Ce bine ar fi. Ce bine ar fi. Zice, deznoadă legăturile robiei. Deznoadă legăturile robiei. Și aici vorbim de orice fel de robie. Vreau să amintesc câteva. Vreau să amintesc câteva. Alcoolul. te poate robi. Nu numai un pahar, frate Crișor. Un pahar aduce al doilea pahar și apoi al treilea pahar. Și după aia nu mai poți, nu te mai poți opri. Și nu trebuie să vă conving că am dreptate, că știți că am dreptate. Că fiecare din noi știm oameni care sunt robiți de alcool. Fiecare din noi cunoaște. Drogurile Oh, but it's medicinal. It was medical drugs. Yeah, right. That's a sneaky way the Democrats, making politics from the pulpit, no, are trying to sell us something that we shouldn't. That's medical marijuana. She touches is bolnavi, don't pornografie. Don't get there, Pastor Crini. Oameni robiți de pornografie. Gambling! N-am crezut că poate să fie cineva robit de gambling până când nu am întâlnit persoane clare. Din biserica asta nu știu de pe nimeni, să știți, dar Asta nu înseamnă că nu este. Asta nu înseamnă că nu este. Addiction addiction. How can you get rid of it? Poți să mergi la rehab, poți să mergi și bine să mergi dacă ai probleme, du-te la rehab, dar este un rehab care este lăsat de Dumnezeu. Știți care e rehabul ăla? Bunica, your grandma and your grandpa knows, and your parents, they know. Fasting and prayer, amen? That's the best rehab you can ever have. Părinți care se roagă și postesc pentru copiii lor. Ca Dumnezeu să rupă acest lanț al robiei. Ca Dumnezeu să dea la o parte această adicție, această dependență de substanță. And I want to tell you something. It works. It does work. You should try it and you will see that it works. Oh, frate Crinișor, am încercat, dar nu mă pot lăsa. Sigur că nu te poți lăsa, pentru că te-au robit, pentru că ești sclavul lor. Ai început cu puțin, doar un fum de țigară, doar un pic de vape, că ăla nu are alt miros. Mai nice, cool, yeah. You're so cool. Vezi câte o mașină cum să fumul de a parcă e locomotivă, domnule, s-au schimbat mașinile în locomotive. Really? Știți că am dreptate, nu? Yes. Doar un pic de drog. Just a little bit, just taste it. Că este cineva la școală care ți, ți oferă. And it's for free first time. And then you pay. And then you steal from your parents' house. And then you sell the stuff. And you cannot stop. Why? Because you are enslaved. This is what happens. Asta se întâmplă. It's the reality. Este realitatea în, pe care o trăim aici în, în, țara aceasta și am înțeles că și în România deja a intrat. Nu mai sunt descutiți. Și Dumnezeu spune, rupe orice lanț al robiei. Orice lanț al robiei. Dar de ce trebuie poși și rugăciune? Știți de ce trebuie poși și rugăciune? Pentru că în spatele acestor addictions stau de fapt forțele demonice, forțele satanei. Și cât te-a prins, nu te mai lasă. Ai început cu droguri și după aceea îți viața. Nu tell me că Dumnezeu vrea să îți viața. No way. No way. And that's why we need to fast and to pray. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, astfel de soi de dragi nu pot fi scoși decât cu post și cu rugăciune. Ok? Don't get me wrong, I'm not saying you are demonized if you had that. But it doesn't come from God. It comes from the devil. And we need to pray and fast. Amen? Amen. Numărul 3. De ce postim pentru mântuirea celor din jurul nostru? Postim pentru mântuirea celor din jurul nostru. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Dă drumul celor asupriți. Aici este o referire la cei pe care erau la și noștri. Versetul 3. În versetul 3. Dă drumul la celor asupriți. Și cu alte cuvinte, aplicat la noi, în la geabul tău, la școală, acolo unde ești, sunt oameni care sunt asupriți de satana. Sunt oameni care sunt prinși în ghearele satanei. Și Dumnezeu ne cheamă să postim pentru ei și să fim, de fapt, o mărturie bună pentru ei, ca ei să poată să fie eliberați din întuneric și să poată să ajungă la cuvântul adevărului. Vorbește aici despre mărturia care avem noi în lume. Și nu trebuie să vă dau exemple iarăși. Pentru că știți bine, sunt părinți care se roagă și postesc pentru copiilor o viață întreagă. Și poate după ani și ani de post și de rugăciune, copiii aceștia îl întâlnesc pe Dumnezeu. Și pot să vă dau exemple astea și mă uit în sală și știu, sunteți care aveți frați sau surori care s-au întors la Domnul pentru că părinții voștri, pentru că voi v-ați rugat și ați postit pentru ei. Și Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Poate după ani și ani de zile, sau poate după ce părintele sau bunicul a murit, după aceea Dumnezeu i-a ieșit cu Evanghelia înainte și omul acela, persoana aceea, s-a pocăit. De ce? Pentru că cineva s-a rugat și a postit pentru această persoană. Și ce facem noi când postim? Am transformat postul într-o lucrare egoistă. Postim doar pentru noi. Doamne, pe mine binecuvântează-mă, mie dăm, mie făm, mie. Ei, how about that? Hai să postim pentru altul. Doamne, am pe prietenul acela de la lucru. E român sau e american sau whatever, nu contează ce îi. Doamne, te rog, deschidem ușa, deschidem oportunități ca să pot să-i vorbesc despre Domnul Isus Hristos. How about that? Is that too difficult? No is not. No is not. Dar Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să facem și lucrul acesta. Ne gândim doar la binecuvântările pe care vrem să le primim. Și în loc să folosim postul ca și o armă prin care să putem să dezarmăm și să învingem forțele celui rău care țin pe oameni în necredință, în neascultare, noi am abandonat această armă. Numărul 4. Pentru biruință în diferite probleme mentale și emoționale. Uitați ce spune aici. Și rupe orice fel de jug orice fel de jug. Mă am gândit la ideea aceasta, orice fel de jug. Ce credeți dumneavoastră? Oare descurajarea, anxietatea, depresia se încadrează în acest orice fel de jug? O oh, ia. Yeah. Credeți că este nevoie ca să postim și să ne rugăm pentru cei care trec prin depresie? Oia, oh, yeah. dar la noi nu sunt, frate. O oh, sunt. Dar nu vor să spună. Pentru că, whether we accept it or not, în cultura noastră, dacă îi spui la cineva că treci prin depresie, zice, o, oh, ești demonizat, e de la Satana. Nu? Yeah? Este oh, un dezechilibru chimic. A chemical imbalance este o boală, ca orice care boală, e adevărat. Satana poate să folosească acest, această oportunitate și să te lovească, e adevărat. Dar, frați și surori, haideți să postim și să ne rugăm și pentru asemenea boli, pentru asemenea jucuri. Pentru că Dumnezeu este Cel care poate și vrea, însă așteaptă de la noi ca să ne rugăm și să aducem înaintea Domnului în rugăciune. Dar să postească el dacă e în depresie. Yeah, right. Ăla nu mai poate să postească. Trebuie ca tu și eu să postim pentru el. Doamne, ajută-ne să simpatizăm cu astfel de oameni. Numărul 5. Pentru sensibilizarea la nevoile celor din jur. Uitați ce spune aici, în ți pâinea, versetul 7, cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acopără și nu întoarce spatele semenului tău. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că îmi deschid buzunarul și l ajut pe cineva care e nevoie. Înseamnă că unesc cu postul și milostenia înseamnă că atunci când văd pe cineva care este în necaz, inima mea se sensibilizează. Și Dumnezeu ne ajută în sensul acesta atunci când postim, ni se deschide inima și cordele inimii noastre sunt mult mai sensibile față de cei care n-au ce mânca. Pentru că atunci când nu mănânci, ce se întâmplă când nu mănânci? Vă spun eu ce se întâmplă când eu nu mănânc. Mă doare capul. Pe dumneavoastră vă doare capul? Vă doare capul. Dar altă dată nu mă doare capul, numai când nu mănânc. Și vă mai spun altceva, câteodată uit să mănânc până la 3 și nu mă dore capul. Dacă în încep ziua de post, deja pe la 9 dimineața mă dore capul. Că satanei nu-i place că eu postez sau că tu postești. Dar atunci când simțim foamea, atunci ne gândim, oh, deci așa simte cu care nu are ce să mănânce. Așa simte. Vedeți? Dacă împarteți mâna, pâinea cu cel flământ, adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Mulțumim, Domnului, că homeless sunt mai puțin pe aici. Acum i-a scos din Anaheim, i-a dus mai departe să nu mai vedem, așa -i? Dar vorbește aici și despre ospitalitate. Ospitalitate. Vreau să spun ceva, dacă îți spune cineva, spune pastorul și spune, auzi, este un frate care vine din România și stă vreo săptămână pe aici, poți să-l ții? ok sau so, dacă îl țin, trebuie să pregătesc de mâncare, trebuie să fiu cu el, trebuie să entertain, cum zicem noi aici în America. It's time. E timp. Și noi în America nu avem timp. n avem timp. Ei, iată ce ne spune Domnul. Când postim, ne punem și timp deoparte pentru Domnul. Asta nu înseamnă că numai când postim aducem pe cineva, musafircă. Nu poți să spui, uite, eu postez, dar ți dau de mâncare. Nu. Numărul 6. Pentru înțelepciune în luarea deciziilor. Pentru înțelepciune în luarea deciziilor. Și noi știm, mai ales cei care suntem la o anumită vârstă, știm că întotdeauna, când a trebuit să luăm decizii importante, am căutat pe Domnul în poș și rugăciune. Și este biblic, să știți. Dar uitați ce spune versetul 8. Atunci, lumina ta va răsări ca zorile. Câteodată ai nevoie să, ca Domnul să-ți dea lumină într-un anumit aspect al vieții. Care aspect, frate Crinișor? Well, whether to take a job or not. Nu? No? Să te muți out of state, nu? No? Este o decizie mare. Um, să te căsătorești. Yeah, you should fast for your marriage, future spouse. It's biblical. You can do that. Uh, ministry, nu? No? Să intri în lucrare. Ce, la ce cali să te duci? Alte și alte decizii majore. Să mă duc înainte sau să nu mă duc? Practic, ce faci atunci când trebuie să iei o decizie majoră? Știți ce faci? De fapt, renunți și postești de la poziția ta de leadership, you step back și îl lași pe, îl lași pe Domnul să meargă înainte. Zice, Domnul, spune versetul 11, te va călăuzi neîncetat. nu? El este cel ce mă conduce. Trebuie să iei o decizie majoră, spunem cât te-ai rugat și cât ai postit. Now we already have our clichés. After prayerful consideration, how long did you pray? Oh, well, like two minutes. No, pray and fast. Numărul șapte, asta este cea mai comună la noi, pentru vindecare fizică, pentru vindecare trupească, personală. Și vindecarea ta va încolți repede, spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Frați și sorori, cred că niciodată n-am postit fiecare din noi mai mult decât atunci când cineva drag nou este bolnav. Atunci nu mai trebuie să sculți predica despre post, nu mai trebuie să te convingă cineva că trebuie să postești, atunci singur postești. Singur, singurel. Și este biblic. Uitați Psalmul 35 cu 13. David spune, și eu când erau ei bolnavi, mă îmbrăcam cu sac, îmi smeream sufletul cu post și mă rugam cu capul plecat la sân. Umblam plin de durere, ca pentru un prieten, Psalmul 35 cu 14, pentru un frate cu capul plecat, ca de jalea unei mame. Post și rugăciune pentru cei care trec prin necaz. Și uneori se zice, o, dar și așa, ce vrea Domnul aia să se întâmple? O, Dumnezeu poate să schimbe decizia. La New Year's Eve predicam despre Ezechia, s-a dus prorocul Isaia și a spus, spuneți ca să în îndoială că vei muri, era de fapt straightforward și când Isaia prorocește, sigur nu mai există acolo umbră. Oare a fost prorocie adevărată sau nu? A fost o prorocie adevărată. Și după aceea se roagă Ezechia și spune cuvântul lui Dumnezeu Isaia nici n-a ajuns departe, n-a reușit să iasă și i-a spus, du-te înapoi și spune, mai dau încă 15 ani. Dumnezeu schimbă, schimbă decizia. Atunci când ne rugăm, atunci când postim, postul este o... o întărire a rugăciunii. Numărul 8, am 10, să știți, și cu asta termin. Pentru o mărturie personală bună, pentru o mărturie personală bună, partea a doua a versetului 8 spune, neprihănirea ta îți va merge înainte, și slava Domnului te va însoți. Neprihănirea ta va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Cu alte cuvinte, nu trebuie să spui tu cât de neprihănit ești. Prima dată când intri într-un loc, spune Cuvântul lui Dumnezeu în mod spiritual, neprihănirea ta intră înăuntru. Ea îți face loc. Oamenii văd că ești neprihănit. Oamenii văd prin modul tău de comportare. Nu trebuie să o trâmbițezi. Nici nu trebuie să le spui altora că postești. Dar postul te va ajuta să nu te angajezi în glumele altora, în păcatele lor. Te va ajuta să te gândești tot timpul la Dumnezeu și când postești Dumnezeu îți va da cuvinte pe care să le folosești atunci când vorbești cu ceilalți. O mărturie personală bună. Un om care este serios cu pocăința, un om care postește, care spune timp de deoparte cu Dumnezeu, va avea o mărturie bună, pentru că postul este întotdeauna o evaluare personală. Ne evaluăm fiecare. Numărul 9. Pentru un răspuns la rugăciune. Versetul 9 spune, atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și El va zice, iată-mă. Vei striga și El va zice, iată-mă. Pentru un răspuns la rugăciune. Știu că fiecare din noi avem rugăciuni pe care le facem poate de ani și ani de zile. Ne rugăm Domnului pentru o cauză și întârzie răspunsul. Vreau să vă dau un exemplu și anume din cartea lui Daniel, în Daniel, capitolul 10, versetul 2. Știți, când Daniel se roagă, zice, în vremea aceea eu, Daniel, în vremea aceea eu, Daniel, și spune acolo, a început să caute pe Domnul, trei săptămâni s-a rugat și a fost în jale. Și a venit răspunsul după trei săptămâni, în Daniel 10 cu 12. El mi-a zis, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te înaintea Dumnezeului tău. Și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dar, spune versetul 13, dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Și iată că Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. Pentru răspuns la rugăciune. Daniel a postit și Dumnezeu i-a dat răspuns la rugăciune. Ana, din Vechiul Testament, a postit și Dumnezeu i-a dat un copil. Ia, și câteodată avem persoane care așteaptă ca Domnul să-i binecuvânteze cu un copil. Și te rogi și postești, roagă și postește, Dumnezeu ascultă rugăciunea Anei. Amen? Ahab, regele rău, păcătos, după ce a luat via lui Nabot și după ce vine Ilie și îl, îl mustră, și se face Ahab? Se pocăiește. Și vine Dumnezeu și îi spune, ok, nenorocirea aia care ți-am spus-o, o să aduc după, pentru că l-ai văzut cum s-a smerit, spune Domnul. Și numărul 10 și ultimul. Pentru trezire spirituală. Pentru sănătate spirituală. Vesetul 11. Domnul te va călăuzi neîncetat îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui apă nu seacă. Ce înseamnă asta? Înseamnă viață. Înseamnă o viață în care nu ești plictisit cu Dumnezeu sau de Dumnezeu. Înseamnă sevă spirituală. Deci, de multe ori ne pomenim că ajungem în locuri fără apă din punct de vedere spiritual. Secetă în viața noastră spirituală. Deși nu trăiești în păcat, simți că ceva nu merge, ceva nu-i bine. Ce credeți? Cine s-a schimbat? Dumnezeu sau noi ne-am schimbat? Noi ne-am schimbat. Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu nu se schimbă. Și postul. Ne reamintește că atunci când nu mai găsești satisfacție în nimic, singurul care poate să ne sature cu adevărat este Dumnezeu. Amen. Numai Dumnezeu poate să ne sature cu adevărat așa, spune versetul 11, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă. Când postesc și mă abțin de la mâncare aceasta, are oricum nu-i mai healthy, nu, nimic nu mai healthy these days. Nu mai poți să mănânci nimic. Dumnezeu spune, uite să oferi o altă mâncare. Îți satur eu sufletul, îți satur eu sufletul. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un zvor a cărui ape nu seacă. Este simbolul abundenței spirituale. Așa te vrea Domnul. Asta înseamnă trezire, când viața sfântă, când apa sfântă a Duhului Sfânt este în tine. Asta înseamnă trezire, fr frați și surori. Vă aduc aminte de ceea ce Domnul Isus Hristos a făcut și spune în Ioan 7, cu 37, în ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care avea să-l primească cei ce vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit. Domnul ne-a pus la dispoziție Duhul Său cel Sfânt. Și când Duhul lui Dumnezeu este la lucru, asta înseamnă trezire în viața mea, trezire în familia ta, trezire în biserică, postul. Este atât de important. Și acum te întreb în această dimineață. Este postul o povară pentru tine sau un privilegiu? Privim la zilele care le stau înainte. Sunt numai trei, nu sunt multe, n-am ales mai multe. În Biblie găsim post de o zi, post de trei zile, post de 21 de zile, post de 40 de zile. L-am ales postul de trei zile și să venim în fiecare seară la rugăciune. Haideți să-l folosim ca un privilegiu. Adu înaintea Domnului poate unele din lucruri pe care le-am avut aici pe screen sau poate ai altele și altele. Sunt sigur că vom avea motive pentru care să postim și le-am dat unele, le-am pus pe screen. Postul, dragii mei, este un privilegiu. Ne dă timp mai mult pentru rugăciune. Arată cât de serios suntem cu pocăința. Am ales aici un citat de-a lui Kit Green și uitați ce spune citatul acesta. Sunt puțini care au o viață de pasiune pentru Domnul, și anume de a petrece timp singur cu Dumnezeu. În zilele noastre este așa de mult zgomot în fața tronului lui Dumnezeu. Atâția care șetalează talentele pretinzând că laudă pe Dumnezeu prin cântare, rugăciune sau predică. And we do that, no? În church it's, suntem cei mai neprihăniți, ce neprihăniți ziua aici pe platformă, ai Și spune, în zilele noastre mulți își șetalează talentele în public. Dar, dar, și aici ne prinde pe fiecare, Mă întreb dacă aceiași oameni care le place așa de mult să fie gălăgioși în închinarea din biserică au aceeași intensitate atunci când petrec timp singur cu Dumnezeu. Singur cu Dumnezeu. Când serviciul din biserică se termină, când nu mai este nimeni să asculte decât cel prea înalt, mai avem oare acea pasiune exuberantă în închinarea noastră? Când nu ne mai vede nimeni? Că nu trebuie să impresionăm pe nimeni, că nu trebuie să încurajăm pe nimeni, când sunt doar eu și Dumnezeu, în cămăruța mea, în biroul meu, în, în bedroom-ul tău, Tu și Dumnezeu. Oare acolo mai am această intensitate în, în rugăciune și în, în, în închinare? Doamne, Doamne ajută-ne, Doamne! Dacă nu o avem, înseamnă că ne închinăm pentru a impresiona pe oameni și, pentru, și nu pentru a plăcea lui Dumnezeu și surori, prin faptul că Domnul ne-a dat privilegiul postului și rugăciunii, Dumnezeu a adăugat o armă puternică în arsenalul nostru spiritual. Ne-a dat o armă și Satana va face orice ca noi să punem arma la o parte și să o lăsăm să se ruginească. Și este vremea acum, la început de an, să căutăm arma aceea, să o ștergem de praf și să o punem din nou în funcțiune, pentru că de arma aceasta și de folosirea acestei arme, Va depinde sănătatea noastră spirituală, va depinde propășirea noastră spirituală. Frașii și surori, am mâncat prea mult la masa lumii acesteia și ne-am umplut sufletul de junk food spiritual. Suntem sătui, credem că suntem sătui, dar de fapt ne-am scârbit. Sau noi români avem o altă, m-am săturat. Ne-am săturat de tot ceea ce ne dă lumea aceasta. Haideți în aceste zile, haideți să ne apropiem de Domnul care este pâinea vieții și haideți în timp ce postim să ne hrănim cu cuvântul Său. Doamne, ajută fiecare familie care este în locul acesta. Ajută fiecare persoană. Postul arată cât de serioși suntem cu Dumnezeu. Haideți să fim serioși cu Dumnezeu. Haideți să luăm pocăința uh, cu sinceritate și haideți să ne deschidem inima și să lăsăm pe Domnul să lucreze în viețile noastre. Nu mai de câștigat vom avea, nu vom avea nimic de pierdut. Și Domnul să ne bine binecuvânteze pe fiecare, cum intrăm acum în săptămâna aceasta, să căutăm pe Domnul din toată inima noastră. Postul are rost, să știți, și are o rost atât de mare și Domnul să ne ajute să putem să postim așa cum îi place lui Dumnezeu și nu cum ne place nouă. Amin.